Domnul Bogdan, ce? Eu știu, stai pe mine. Ce cauți mai aici? Pleacă de aici, nu-mi dată cine ești. Lasă-mă, domnule, sunt stăpânul casei. Domnule comisar, aș vrea să văd și eu mandatul de percheziție. Nu știam că ești așa de formalist, domnule Bogdan. Dar dacă vrei să vezi, ți-l arăt. Poftim. Și în fond, ce căutați dumneavoastră? Un multiplicator și niște manifeste, domnule Bogdan. Manifeste găsiți mai degrabă în fața poliției. V-ați deplasat degeaba. Nu, pentru că aici o să o găsim precis pe cea care le-a distribuit. Unde e Andreea? Știu. Ce-ai, mă? Ce-ai tot pe eu, aștept? Nimic, domnule comisar, da, nimic. Trebuie să căutați peste tot, nu înțelegi, scotociți acolo! Mă duc după ea. Nu pleci nicăieri, domnule Bogdan, îmi pare rău. Știm noi trucurile astea. Te duci după ea și nu mai vine aici. Stai aici. Oh! Întorci și mă aștepți. E bine. Am o rugăminte la dumneata, mamă. Spune. Du-te până la familia Bogdan. Păi e poliția acolo, cum o să mă duc? Trebuie să te duci. Le spui să-ți plătească datoria. Bănuiesc că au datorie la dumneata. Au, da. Dacă poliția îi arestează, nu mai scoți banii de la ei. Bine, mă duc. Nu lua registrele cu dumneata. Îi chem să vină unul până la băcănie. Și tu crezi că polițiștii n-au să se opună? Noi lasă-i să plece de acasă. Dacă dumneata insiști și spui că însemnările sunt aici, poate se îndură. Dar n-ar fi mai bine să iau însemnările cu mine? Și să le iau banii? Mamă, trebuie neapărat să vorbesc cu unul dintre ei. Cât poliția e acolo, eu nu mă pot duce. Dumneata știe de ce. De câte ori ți-am spus să nu te mai bagi în politică? Lasă, mamă, lasă chestia asta, o discutăm altă dată. Știi ce te rog? Să faci un semn discret, să înțeleagă că neapărat trebuie să vină unul până aici. Te rog, mamă. Hai, te rog eu frumos. Bine. Mă duc. Și tu ce cauți mai aici? Ia de-te la o parte. Alo, alo, doamna, doamna! Am de luat bani, domnule! Dar dumneata cine ești? Rămâi acolo, doamnă! Sunt proprietara băcăniei din colț și ăștia îmi datorează bani. Noi nu suntem ăștia pentru dumneata. Știi foarte bine că îți plătim regulat în ziua de salariu. Dar dacă vă arestează, eu rămân cu buzele umflate, nu? Bă, vino aici. Cine e asta, mă? Ăsta nu-i cartierul meu, domn comisar. Și ce caut aici? Păi eu de unde să știu, domn comisar. Femeie, du-te și plătește. Du-te și plătește. Trebuie să vezi cu asta. Eu. Haide, doamnă, nu iese nimeni de aici. Dumneata îi spui cât au să plătească și dacă au, plătesc. Atât, aici în fața mea. Păi ce părere ai? O să mă car cu toate catastifele aici, nu? Ei, ce crezi, dumneata, că sunt singurii de pe strada Florilor care îmi datorează bani? Doamnă, eu... Am peste 10 condici în care sunt trecuți datornicii. Uite, vino și dumneata cu noi dacă ți-e teamă să nu fugă. Stimată doamnă, aici nu e vorba de fugă, ci de respectarea regulamentului. Da, și din cauza regulamentului, eu să nu-mi pot încasa banii. Ascultă, să știi că eu ajung până la domnul Dohotaru dacă e nevoie. Du-te! Ginerele meu e avocat. Am să rog să fac o reclamație în care să arate că nu mă lăsați să-mi încasez banii.
Stolerule. Da. Condu aceste două femei la băcănie. Să nu stea de vorbă cu nimeni. Am înțeles. Hai. Ai grijă să nu intre nimeni înăuntru. Doamna Conrad, v-aș ruga dacă puteți să... Nu, nu, nu. Eu... Totdeauna v-am plăcut, doamna. Am spus nu. Doamna, vă rog, nu te speria, drăguță. Nu te-am adus aici pentru bani. N-am nevoie de banii dumitale. Nu? Nu. Hai să-mi dai când poți. La salariu, doamnă, da? Sigur. Ginerle meu vrea să-ți vorbească. Mie? Uh-huh. Despre ce? Hai să vezi. Dorele! Bună ziua, doamnă. Mamă, vezi să nu intre ăla. Las pe mine, nicio grijă. V-am chemat aici să vă liniștesc. Andreea e la mine acasă. Nu o să afle nimeni. Nu vă faceți griji pentru ea. Și acum ascultați-mă cu atenție. Da. Mâine la prima oră... Da. Mergeți la poliție și anunțați dispariția fetei. Eu? Da. Cum? Astfel, poliția nu vă poate imputa nimic. Ah, da, da. Ce stați, să... faceți o petiție prin care cereți să vă ajute să găsiți fata. Ați înțeles? Da, domnule avocat. Mm-hmm. Nu știu cum pot să vă mulțumesc. Nici cum. Mă bucur că vă pot fi de folos. Vă mulțumesc, domnule avocat. Unde întârzi atâta fata dumitale, domnule Bogdan? Nu știu. E foarte ciudat că nu s-a întors până acum. Unde-ați voi? S-ar putea să se fi dus la Pâncota. La Pâncota? Da. Ce să caute la Pâncota? La Pâncota am niște veri. Uneori vacanțele mari și le petrece acolo. Acolo nu sunt alarme aeriene, nu sunt bombardamente. Cum, domnule, și nu va anunța că pleacă? Păi nu sunt sigur că e acolo, e doar o presupunere. Eu a fi venit aici, a văzut că suntem ocupați cu dumneavoastră, că avem oaspeți, și n-a mai intrat ca să nu ne deranjeze. Pâncota ai zis? Îmi dați voie. Da. Și cum se numesc verii aia dumitale? Unul e Andrie și celălalt Pascu. Locuiesc amândoi pe mă rog. Unde? Pe strada principală. Domnule, și în altă parte, unde ar putea să se ducă? Poate să fie la cumnata mea. E foarte bolnavă și uneori Andreea se duce să-i facă un ceai. Cum, domnule, și ești așa de calm? Cum? Nu te îngrijorează că lipsești atâta? Că întârzi atâta? E fată mare, domnule comisar. Dacă se întâmplă să doarmă la cumnata mea, ne anunță a doua zi. Unde în altă parte ar putea să se ducă? Și cum se numește cumnata asta dumitale? Angelina Damian. Și unde... Strada Ulmului, numărul 4. Da. Adresa ei. Da, știu. Ai auzit adresa. Da. Du-te și dacă e fata acolo, o aduci încoace. Înțeles.
Unde stă Angelina? Sus! De ce n-ai deschis? N-am putut. Cine ești dumneata? Omul legii, n-ai văzut? Fata unde-i? Care fata? Alo, Bogdan? De unde să știu, maică? Nu știai? Nu știi. Nu știu, maică. Ieși, amare! Ieși! Ce cauți aici? Ce cauți? Ce ești nebun, mă? Ce? Dă la poliție, mă! Dă la poliție, mă? Dă la poliție! Stai, domnule, nu! Dă la poliție! Nu da, domnule! Ce cauți în casa ta? Tine-l femeie, ce? Nu așa femeia la bără, bără! Stai, nu, mă! Ce-i cu tine, mă? Ce-i cu tine? Vă spun eu. Fata? N-am mai trecut acolo de două zile. Da, mi-e teamă că dăm de bucluc, domn comisar. Șșșt! Vino coace! Vino coace! Domn comisar! Ce-i? Baba aia firar! N-a vrut să-mi deschidă. A trebuit să sparg un geam ca să intru. Credeam că fata e acolo, de-aia nu vrea să-mi deschidă. Și n-ai întrebat-o de ce n-a vrut să-ți deschidă? Că nu se putea da jos de-n pat. Da, și porma a apărut un vecin, fără un picior, domn comisar. Și a început să mă bată cu cârja. Și nu l-ai cotonăgit? Cum să-l cotonăgesc, domn comisar, că era veteran de război, avea pieptul plin de decorații. Nu puteam, Daniel. De? Domn comisar, chestia e că mi-a luat numele. M-a notat, domn comisar. Și a zis că mă reclamă la domn comisar șef. Oricum, eu am intrat în casă fără autorizație, știți, și prin spargerea ferestrei. Și? Domn comisar, în caz de ceva mă scăpați dumneavoastră, domn comisar, nu? Păi de ce ai intrat, mă, băiatule, prin efracție? Prin ce, domn comisar? Prin efracție! Păi n-a spus dumneavoastră, domn comisar, să nu mă întorc aici fără fată? Și ologul ăla, ce mai zicea? Ologul? Da. Ologul zicea că dacă nu-l găsește pe domn comisar la poliție, se duce la el acasă și îl trezește din somn. Măi, de când am cunoscut-o pe fata asta pentru prima oară, numai ghinioane am avut, mă. Dumneavoastră, ce aveți de gând să faceți? Cum? Stăm aici și așteptăm. Da, nu cu lumina aprinsă, că nu dumneavoastră plătiți. Cum, domnule, să stăm pentru neric? Păi stați cum vreți, dar dacă merge contoarul, eu scot siguranță. Bine, stăm pentru neric, dar stai și dumneata cu noi. Nu, îmi pare rău. Eu mâine trebuie să mă duc la lucru, nu? Da, dacă îmi dați dumneavoastră o hârtie că m-ați reținut aici către comandamentul german al depoului, eu rămân cu mare plăcere. Îmi dați? Vedeți că nu puteți să-mi dați? Atunci, noapte bună. Să nu vorbiți tare că vreau să dorm. Am o idee și mai bună. De ce nu stați dumneavoastră afară? Nopțile sunt calde, sunt frumoase. Vă dau și două scaune. Dar să nu plecați cu ele. Noapte bună. Ce părere ai, mă? Haide!
Unde ai dumneata geamantanul? Ce geamantan? Las că știi dumneata. Doar nu veni un domn de la oraș să se plimbe. Dar ce să facă? Să cumpere făină. Ai făină? De unde? O parte am dat-o la armată, alta arendașului și cine a mai rămas ne-a luat-o nemții. Ne-a rechiziționat. Da, da, pe bani. Pe bonuri? Îmi dai dumneata pălăria asta pe un bon dat de ei? Păi, e vezi? Și dumneata, unde ziceai că lucrezi? Ce ești? La poliție lucru, la poliție. Aha. Și ce faci acolo? Am de rezolvat o sumedenie de treburi. Aha. E? Apoi dumneavoastră să vă dați jos, că eu o iau la dreapta. Ha? O iau la dreapta. Dumneavoastră să vă dați jos. Dar cum o iei la dreapta, că nu-i niciun drum? O iau la dreapta. Aha. E? Auzi? Mai e mult până la primărie? Preț de o pereche de pingele. Haidea! Ha! Haia! Haia! Ia! Hei! Alo! Hei! Ce e? Ai câine? Am. Leagă-l! De ce? Să nu mă muște! Nu mușcă! Bună ziua! Bună ziua! Sunt de la poliție. Să fii sănătos! Ți-ai adus ordin de chemare? Nu. Aha. Nu ești de la jandarmi. Nu, nu, nu. Sunt de la poliție. Aha. Bine că n-ai adus, că puneam potcoaba asta pe nas. Fii atent cum vorbești, omule. Ordinul de chemare e o datorie sfântă, patriotică, care... Cum poți vorbi așa? Am 3 copii pe front. Pământul e în paragină. Mai bine trimiteți ordin de chemare lui nevastă mea. Cum lui nevasta dumitare? De ce? Să-și mai vadă și a copiii. Ascultă, dumneata ești Andrieș? Eu. Ai un văr Bogdan. Da. Și ăsta are o fată. Are. Unde-i? Haide. Haide, primește, primește. Vino încă. Hai, vino! Ține copita. Cum o să țin? Hai, ține-o. Ține, vin. Așa. Ei, unde e fata? Care fata? Fata lui Bogdan. Vărul dumitale. Aha. Unde să fie acasă? Păi aia e, că nu e acasă. Ha? Ha? Nu e la dumneata? La mine? N-am mai văzut-o de un an. Cum de un an? De un an! Când am văzut ce se întâmplă la Bogdan, m-am întors și am luat-o pe Andreea la mine. De aceea v-am căutat. Ați acționat foarte bine. Tovarășii erau îngrijorați. Credeau că Andreea a căzut. Mm. Și ce hotărâți în continuare? La dumneata e în siguranță?
Bănuiesc că nimeni nu s-ar gândi să o caute la mine. Atunci găzduiți-o, dar vă rog să fiți foarte prudent. E prima sarcină pe care vă încredințăm. Da. La revedere. Sărut mâinile. Ai vorbit cu ea de la Pâncota? Da, domnule comisar șef. De un an de zile fata n-a mai fost pe acolo. Bănuiam. Le-a adus pe Bogdan? Da. Să intre. Poftim, domnule. Bună ziua. Te rog, ia loc. Știi ce mă surprinde pe mine, domnul Bogdan? Că dumneata n-a intrat în panică. Păi mie, dacă îmi dispărea fata... Păi aveți și dumneavoastră fată? Nu. Dar dacă aș fi avut și îmi dispărea... Ce ați fi făcut, domnule comisar șef? Ne nebuneam. Vedeți, domnule comisar șef, eu n-am voie să nebunesc. Dacă nebunesc, nu pot lucra. Dacă nu pot lucra, n-am ce mânca. Și dacă n-aș avea ce mânca, aș nebuni de-a binele. Și fata? Păi sper să o găsiți, dumneavoastră. Noi? Noi, mă rog, în orice caz, ne străduim. Dar nu cred că e de ajuns. Nu mi-ați răspuns nici la cerere. Care cerere? Păi am făcut o cerere în care mă plângeam că mi-a dispărut fata și rugam poliția să o găsească. Ai făcut dumneata o cerere că ți-a dispărut fata? Da, bineînțeles, uitați, am și bonul de înregistrare. Poftiți. Dar nu v-a spus domnul comisar Teșu? Da, probabil din jenă. Pentru că eu, de fapt, am depus două plângeri. Una aici la dumneavoastră și una la procuratură. Da, când a venit dumnealui să-mi facă percheziția acasă, mi-a produs niște pagube. Mi-a rupt un pat, mi-a sfâșiat două perne, o perdea, mi-a spart și niște farfurii. Stolerul... Ori vedeți, domnule comisar, eu nu prea am bani. Ah, și mai aveam o rugăminte. Nu mă interesează decât ceea ce e în legătură cu fata. Păi, despre ea este vorba. Domnule comisar, eu am impresia că fata mea se află aici la dumneavoastră. Vă rog, aș putea să o văd? Teșule. Ordonanță. De la afară. Vă rog să poftiți. Pălăria. Florina. Unde mi-a spus pălăria? Poftim. Domnul Vasiliu, au trecut două zile. Vreau să mă duc să o văd pe mama. Încă nu se poate, draga mea. Bine, dar acum casa nu mai e supravegheată. Ți-am mai spus. Tu n-ai voie să te expui. Nu trebuie să fii văzută de nimeni, nici de prieteni, nici de vecini, nici de nimeni. M-aș duce diseară după ce se întunecă. Stau câteva clipe, doar să liniștesc pe mama. Am văzut-o eu ieri și e liniștită. Nu-ți fă griji. Salut, colega! S-a pescuit un caz interesant. Ce e asta? Va trebui să-l aperi din oficiu. Dante Caramitru. E la penitenciarul comunal. A zis șeful, stai de vorbă. Poftiți, doamnă. Să vedem. Salut. Salut. Doamnă, nu se mai poate face nimic.
Mersi. Cu cine am onoarea? Avocat Vasiliu, apărătorul dumneavoastră din oficiu. De altfel, răsfoind dosarul, n-aș fi acceptat să vă apăr. Vreți să discutați așa, întins la orizontală? Vă asigur că aveți un mare noroc că am fost repartizat la dumneavoastră. Da, dați-mi voie să mă prezint. Dante Caramitru. Vă cunosc numele din dosar. Caramitru e doar unul dintre ele. Până acum am fost arestat și condamnat de 18 ori. Cunosc închisorile din aproape toate orașele țării. Cu ce să vă servesc? A! Coniac franțuzesc. O țigară. Dar luați loc. Celula pe care o desin eu acum are un avantaj. E răcoroasă. Așa. Adunați, anii pe care i-am primit până acum însumează frumoasa cifră de 141. Vă dați seama că, obiectiv, n-aș fi putut să satisfac hotărârile judecătorilor. Dar să știți că nici aici nu o să stau prea mult. Am niște... Siguranța asta mă uimește, domnule Caramitru. Am niște probleme de rezolvat. De data aceasta, situația dumneavoastră e foarte precară. La dosar n-am găsit nicio circumstanță atenuantă. Circumstanțe atenuante? Nici nu-mi plac circumstanțele atenuante. Sunt pentru cei slabi. Vă ofer 50.000 de lei dacă mă ajutați să rezolv o problemă. Nu iau bani de la cei care apăr din oficiu. Și în special, cer scuze, de la escroci. Întotdeauna mi-au plăcut oamenii intransigenți, incoruptibili. Dumneavoastră mi-inspirați foarte multă încredere, o să ne înțelegem perfect. Mă îndoiesc. Pentru că nu mă cunoașteți. Chiar vreau să vă sfătuiesc să nu vă mai pierdeți timpul cu studierea dosarului. No. Am să vă fac eu o vizită peste câteva zile. Din păcate, aici, în celulă, nu putem discuta de la egal la egal. Vă avertizez că veți lua în jur de 5 ani. 5 și cu 141, frumoasa cifră de 146. Da. În 2-3 zile vă fac eu o vizită. Sper că nu în lipsa mea să îngolești casa. Aveți umor, domnule avocat? Da. De altfel, să știți că spargerile îmi displac profund. Dar excrocarea unor oameni săraci vă face plăcere? Oh, hey, cum? Aveam nevoie de bani. Pentru un avocat bun. Cred că l-am găsit. Și să știți că am pe listă toți oamenii care au fost păgubiți. Cu ocazia primei lovituri, le dau banii înapoi. Mai aveți ceva să-mi comunicați? Nu. Vorbim acasă. Este inadmisibil. Sabotajele nu se mai termină. Garniturile sunt defecte. În producție alte defecțiuni. Trenurile sar în aer. A nebunit toată lumea? Voi raporta cât mai sus. M-am saturat! Da! M-am saturat! Voi raporta! Sabotaje, sabotaje, sabotaje! Veți răspunde cu capul. Mă auziți? Cu capul! Andreea, pleacă din fereastră. Hai, hai, hai. Dacă te vede cineva. Așa se poate. Uite, poftim. S-a uscat rochița. Mulțumesc.
Vai, dar știi că stă bine capoțelul ăsta? Uite, ți-l fac cadou ție, da? Nu, mulțumesc. Am și eu acasă. Ia vină încoa. Româna! Tocmai treceam pe aici. Da, știu. Tocmai. Așa ca și ieri, ca și alaltăieri. N-am nicio veste. Doamna, a trecut aproape o săptămână. Mai 5 zile, guriță. Fii liniștit. Îți spun eu că e bine. Fii liniștit. Dar de unde știți? Adică, vreau să știți mai bine. Să rămână. Mai trebuie? Nu, ajunge, ajunge. Pune-le acolo. Uite, Andreea, fii atentă. Deci batem bine întâi albușurile, spuma, da? Și apoi la urmă amestecăm cu gălbenușurile, cu zâmb, cu zahărul, cu... Ce? Vă rog, 5 minute. Andreea, nu se poate. Doar 5 minute. Andreea, ți-am spus, spre aprobarea soțului meu, nu ai voie să ieși din casă. Înțelegi? Asta e. Da. Hai, adu făina din cămară. E aici. Poftim. E doar de mamă. Nu se poate, Andreea. Înțelege. Semna pentru masă? Să-ți fie de bine. Poți să strâng masa? Da, da, te rog, hai. Așa. Ar vrea să-și vadă părinții. Încă nu se poate. Dar măcar 5 minute. Nici măcar. Lucrurile sunt mult mai complicate. Să nu mai discutăm. Să mai strâng eu? Nu, nu, lasă că le strâng eu. Stai liniștit. Nu-ți fie frică. Du-te în camera ta. Du-te și deschide. Sărut mâinile, doamnă. Bună seara. Cu domnul avocat Vasiliu. Cine sunteți dumneavoastră? Dante Caramitru e numele meu, un client. Sunteți așteptat? Da, dumnealui știe. Un moment. Te caută unul, Caramitru. Spune că ești avocatul lui și vrea să-ți vorbească. N-ai înțeles numele. Caramitru e arestat. Păi dacă ar fi arestat, n-ar fi la ușă, nu? Să intre? Da. Bine. Poftiți, soțul meu vă așteaptă. Vă rog. Bună seara, domnule avocat. Bună seara. V-am promis că vă fac o vizită. Sincer să fiu, nu mă așteptam să vă țineți de promisiune. Normal, la ora asta ar trebui să fiți în celula numărul 9 din închisoarea comunală. Da, vă rog, să poftiți. Da, mersi. Deși celula era răcoroasă, am renunțat la ea. M-am mutat la hotel. Da. Aveți o casă frumoasă, domnule avocat. Mă gândeam să-mi cumpăr și eu una. Ah, piesă de muzeu. E defect. Oricum, la hotel, condițiile sunt mai bune, nu? Domnule avocat, am putea să discutăm între patru ochi? N-am secrete față de nevastă mea. Nici măcar profesionale. Mm-hmm.
normal ar fi să telefonez la poliție, nu? Așa ar fi normal. Dar n-am să o fac. Pentru că sunt curios să aflu cum ați evadat. Nu am evadat, domnule avocat. Am trimis un bilețel domnului comisar șef Dohotaru. Și automat mi s-au deschis toate ușile. Sunteți prieten cu dumnealui? Nu, domnule avocat, mi-e dușman. Nu pricep. Pot să plec? Să rămână, doamnă, să rămână. Tocmai pentru că mi-e dușman, ar dori să scape de mine. Ar face orice, numai să plec din orașul ăsta. Când mă vede, face alergie. Tot nu pricep, dar, mă rog, n-are nicio importanță. Cărui fapt datorez onoarea acestei vizite nocturne? Am fost prădat, domnule avocat. Dumneavoastră? Așa cum ați auzit, prădat. Să știți că există și rechini mai mari decât mine. Vă ascult. Nu știu cum să încep. Cel mai bine ar fi să începeți cu începutul. Păi asta e că povestea mea are mai multe începuturi. Da. Mi s-au luat 2000 de duzini de lame de ras englezești. Poate ați auzit de marca Gillette. Nu știu, eu mă rad la frizer. Mă rog, lamele valorează peste 200.000 de lei. Poate îl cunoașteți pe hoț? Sigur, sigur că îl cunosc. Dar aș vrea să vă relatez mai întâi toată povestea. Să nu vă speriați. Nu sunt sperios. De asta am și venit la dumneavoastră. Ale cui erau lamele? Ale mele? Știți de ce întreb? Comercianții români fac mai greu rost de mărfuri englezești. Vedeți? Ăsta e un alt început. Dacă lamele ar fi fost oficial ale mele, nu m-aș fi lăsat furat. Vreau să știu de unde provin lamele. Crucea Roșie. Vă ofer 50.000 de lei după ce intru în posesia lor. Dacă provin de la Crucea Roșie, atunci voi face totul ca să nu intrați în posesia lor. 60.000? 65? Nimic. Cum? Nimic. Ăsta e ultimul dumneavoastră cuvânt? Ultimul. Atunci am o altă variantă. Nu. Pot să mă răzbun. Nu pricep. Lamele mi-au fost confiscate de domnul comisar șef Dohotaru. Dohotaru? Da, Dohotaru. Mi-a spus să dispar și dacă tac, nu o să ia nicio măsură împotriva mea. Dar de ce să tac? De ce să se îmbuibe din munca mea? Și ți-a propus afacerea așa deschis? Da, pentru că nu avea niciun martor. Lamele sunt la el? La el. N-am părăsit orașul ca să mă răzbun. N-am avut bani și atunci m-am apucat de escrocherie. Am vrut să fac o spargere la el ca să-mi iau lamele înapoi, dar din păcate casa lui e păzită. Speram să vă iau ca aliat, să tratați cu el. Dacă nu, să-mi funde pușcăria. Tot ce pot să promit e că voi face totul ca lamele să reintre în proprietatea Crucii Roșii. Cum? Da? Da. Thank you.
Mersi. La ce vă uitați? Niște reviste, dar sunt de anul trecut. Anul ăsta n-am mai primit. Doamna Florina? Da? 5 minute, vă rog. Nu discut. Doamna Florina, e întuneric afară, nu mă vede nimeni. Vă rog, vă rog. Bine, dar numai 5 minute. Da. Și asta fără să știe soțul meu. Da. Da? Mulțumesc. O lună te aștept, domnișoară.